Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să vorbim de vacanțe, vreți? Cât mai avem până la vacanță? Mult. Hai, bă, că nu mai așa mult. O lună jumate a rezolvat problema, dar planurile cred că s-au făcut din timp. Da. Da, eu am, nu știu dacă o să am vacanța anul ăsta, mi-am făcut o rezervare în Grecia la o căsuță și grecul mi-a scris: "Bă, ce mă bucur că mi-ai scris, nu știu ce, trebuie să plătești un avans." Mm. Și am plătit un avans, nu mai țin minte dacă mi-a și răspuns, nu mai găsesc mail-ul. Deci, serios? Uite, bine, că ai reușit să comunici cu el, am și eu un grec, am încercat să mă duc la el, ăla săracul nu știu ce face, nu răspunde la telefon. Da, și la mail răspund o dată la 3-4 săptămâni. Da, mă, am o problemă asta cu mail-ul, nu pot și să scriam: "Salut, ai disponibilitate în luna august pentru X persoane?" Și el mă răspundea: "Da." "Ok, câte camere ai?" Și după încă o lună jumate scria 7. Cât costă? Și frumos în Grecia. Și părău m-am adunat, i-am scris tot mail odată și stai pe mi-a răspuns mail. Când a început, îmi plasem deja vacanță. Ce rost are să stai pe mail, când ai văzut ce frumos este în Grecia. Este. Te plimbă cu barca, stai frumos, asculti cicadele, mai un uzo, mai mănânci o melițană. Și uzo că i-am scris iarna. Și iarna e bine. Nu se plimbă cu barca, n-are uză, n-are cicade, n-are nimic. Altfel, citesc că presa bulgară, tradusă în română, relatează că, citez, marea este curată, însă pustie și scumpă. Asta la bulgari, scrie G4 Media. Deci, în medie, fiți atenți, în Bulgaria, care a devenit o destinație în care se duc mulți români. Da. În medie, pentru o cazare în hoteluri de 4 stele, în iulie și august, prețul unei camere pentru doi adulți este de aproximativ 200-250 de leva pe noapte. 100-125 de euro, da. la jumate. Mult. În timp ce pentru hotelurile de 5 stele, cazarea ajunge la 350 de leva pe noapte, adică 175 de euro pe noapte. Deci, cum s-ar zice la Mamaia, prețuri pentru săraci și sărmani. Serios, vorbesc serios. Deci, altfel, mă rog, o vacanță de 7 zile pe litoralul bulgăresc, cu pachet all-inclusiv, pentru două persoane, costă între 1500 și 2500 de leva în plin sezon, adică până la 1250 de euro. Două persoane o săptămână all-inclusiv la bulgari. Da. 5 stele. Sincer, vă uitați la mine de parcă vi s-ar părea, da, să fac. Iartă-mă, știi ce prețuri sunt la Marea Neagră? Că noi mai fost de mult. Da, da, corect. Nu, și acum s-au și scumpit toate alea de când cu inflația. Mi-aduc aminte că de Paște la noi pe litoral au fost vreo 70.000 de români și în Bulgaria vreo 200.000. Da. Deci poate că și de asta? Da. Acolo mai ieftin? Da. Adică mai bine păstrăm informația asta pentru noi, nu știu de ce am zis-o. Altfel, bulgarii spun că rezervările sunt în mare parte pentru iulie și august și nu există interes pentru iunie și septembrie, deși prețurile sunt mult mai mici. Cu încălzirea globală, cred că iunie și septembrie o să fie, de fapt. Da, și apa e mai rece. Puțin mai rece, iunie, da. Și septembrie, da. A fost Julie, uite, că n-am oprit-o lângă noi. A fost Julie în vacanță, s-a dus în Kefalonia, acum. Grețilii. În luna iunie. Uh-huh. A venit super încântată. Nu este aglomerat. Vremea este foarte, foarte bună. Apa a zis că era rece. Înnota energic, cum ar veni. Altfel, mi se pare că luna energic. Iunie, da. Luna iunie comportă niște riscuri. Da, dar în ultimii ani au tot fost ploi, chiar și inundații, inclusiv în nordul Greciei. Sigur, Kefalonia e destul de departe. Și ce, acolo n-ajung inundațiile sau ce? Da, are alt registru termic. Hai, nu, că a băgat ăsta muzică greșească. Dar altfel, în iunie, pot să vă confirm, înainte să mă alătur echipei Deșteptarea. Ce vacanță făceai tu, Nini? Așa e, că făceam Europa Express, plecam în vacanță puțin în iunie și puțin în septembrie. Așa plecam și eu. Erau plajele libere, da. Prețurile mai mici și prețurile la restaurante erau mai mici. Deci, totul era perfect. Am fost o singură dată în Tasos, acum vreo 12 ani, în iunie, și am prins finalul de iunie și primele două zile din iulie. La 1 iulie s-a schimbat. S-a umplut. Bă, s-a schimbat, adică în era iulie, când am ieșit din casa aia în care stăteam, ce că m-a teleportat cineva, era full, se schimbaseră prețurile, era nenorocire. Să știi că eu acum câțiva ani am stat o săptămână undeva la sud de Atena, am avut o treabă acolo, și am stat la sfârșitul lui octombrie, începutul lui noiembrie. Și mi-am luat haine cu mine. Băi, am prins o vreme absolut senzațională. Uh-huh. Nu mai era picior de turist. Grecii erau toți pe plaje, pe plajele lor, la cârciu, mâncau,
mulți beau, distracție, da, bucurie, da, da, veselie. A fost una dintre cele mai mișto experiențe pe care le-am trăit în Grecia, din acest punct de vedere. Vara este plin de turiști, dar la sfârșitul toamnei vremea a fost foarte, foarte bună. E adevărat că n-am intrat în apă, cred că apa era rece, dar altfel se putea sta pe plajă și erau prețuri mult mai mici. Bun, haideți să vorbim câteva minute, dacă mai e cineva pe recepție cu noi, că suntem foarte vorbăreți în dimineața asta. 0372069599 e numărul nostru de telefon, prieteni. Unde mergeți în vacanță în vara asta, anul ăsta? Nu știu, în vară, sau poate că sunteți norocoși și puteți să vă programați cândva în septembrie, octombrie. Unde mergeți? În țară? În străinătate? Unde, ziceți-ne și nouă? Ce găsiți acolo? De cât ce? Cât costă? Da, și cum vă descurcați cu banii, cu prețurile? 0372069599. Avem câteva minute imediat după ce dăm piesă sau publicitate? Publicitate. Și mesaje pe WhatsApp audio, dacă vreți, 0728-3D1-3D2. Vă așteptăm! Unde mergeți în vacanță și de ce? Și ce foarte multe acolo? Mesaje și o primă concluzie ar fi că, culmea, românii merg în general peste hotare, în schimb, românii din diaspora vin acasă, da, în vacanță. Și uite, un bun exemplu este al lui Nico din Germania, care spune că are rezervare la Mamaia în luna august, 2 adulți și 2 copii, 1000 de euro, hotel de 4 stele cu mic dejun inclus, chiar pe plajă, cu camere cu vedere la mare și parcare inclusă. Am rezervat din mai și n-aș da niciodată România pe Bulgaria pentru 100-200 de euro reducere. Da. Păi, Mamaia, vine neamțul Mamaia, tu știi ce salarii sunt în Germania? Asta e. Cam ca la noi, așa. Trebuie să emigrezi ca să-ți permiți să vin vacanță la Mamaia. Am auzit cu magistrație că nu mai e diferența așa de mare. Da. Marian, bună dimineața! Salut, Marian! Neața. Bună dimineața! Să trăiești! Bună dimineața! Ia zi! Vara asta mergem la Mediterană, la Marea Egee și la Adriatică. Adică Grecia? Grecia. Grecia și Croația. Și Croația, ok, super. Și Croația, da. Mergeți cu mașina? Da, exact. Ok, vezi că Croația este super aglomerată pe coasta acolo, vara este nenorocire. Nu știu dacă ai mai fost. N-am mai fost, e prima dată, ne-am făcut traseul prin Serbia, prin Belgrad. Dar ce prețuri sunt? Între Belgrad și Zagreb este autostrada prieteniei, cum îi spuneam pe vremuri. Și după aceea, sigur, în Croația lumea se duce la Adriatică, cum ai spus și tu. E foarte frumos în zona respectivă. Îți recomand să intri un pic și în interior, adică intră în peninsulă, în Istria, și plimbă-te un pic cu mașina, găsesc cu mașina și prin peninsulă, sunt mai puțin turiști și o să vezi sate foarte autentice și oameni foarte prieteni. Da, sunt surprinzător de multe pentru mine, de multe mesaje cu Croația, destinație vara asta, și eu știam că e o destinație scumpă. Ce prețuri sunt, Marian? Este destul de scumpă, deci am văzut să apropie de nivelul Spaniei. Bine, nivelul Spaniei nu cea de lux. Dar apartamentele sunt mai ieftine. Da. Hotelurile, resorturile sunt scumpe, într-adevăr, dar apartamentele sunt mai ieftine și dacă avem timp, poate ajungem și prin Italia și mă gândeam eu Veneția, că tot. Ai drum lung, da. Dacă tot e în țăi ăsta. Te cazezi în Mestre mai sus și după aia mergi cu trenulețul până în Veneția și ai rezolvat. Iar în România sper să ajungem în Bucovina. Bucovina, frumos de tot, Bucovina, bravo. La toamnă, da. Bun. România o preferăm pentru munte. Mamaia, în anul ăsta, în vara asta? Nu, am fost, cred că acum 7 ani, ultima dată pe litoralul românesc și nu. Ia uzi. Am zis să punem și de-a noastră, ca să nu zică lumea. E alu Mamaia. Asta era cu Mazăre? Delia. Cu Mazăre e cealaltă, Mamaia cu Loredana. Așa. O punem și pe aia dacă ți-e dor de marinar, ca să spun așa. Hai să ascultăm și mesaje. Viața, băieți. Deci, cum am zis, săptămâna trecută, hotel Marhaba Palace în Tunisia, 2 persoane, 1196 de euro, zbor inclus din Oradea, transport de la aeroport la hotel, de la hotel la aeroport, lux și retur, zbor înapoi, hotel 5 stele, all inclusiv. Da, asta nu poți să faci, mulțumim, dar nu poți să faci asta vara, adică iulie, august. Cred că în Africa, în nordul Africii. Ba, am văzut ieri un mesaj în Sevilla, săptămâna asta în Spania vor fi 45 de grade. Wow. Acolo oricum e foarte cald, mai mereu. Da. Daniel, bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața, băieți. Anul ăsta plecăm în Alania.
Am luat biletele din noiembrie. În Turcia. În Turcia. N-am mai fost în Turcia de multă vreme. Așa. Da. Trei persoane, 9 nopți, 10 zile, 1800 de euro. Hotel de 5 stele, ultra all inclus. Ce tare! E bine. Bun. Da, noi numai așa luăm biletele în luna noiembrie, octombrie, cum să termină sezonul, intrăm pe agenția noastră și începem și să căutăm. Luați din timp și în felul ăsta mai economisiți, adică... Da, exact, da, și nici nu trebuie să dai toți banii odată, uh-huh. Deci dai doar un avans de 15% din costul biletelor și restul de bani până înainte cu 30 de zile de a pleca în concediu trebuie să achiziți. Și ca să ajungeți acolo, deci voi vă faceți rezervare din timp, dar rezervați și zborul? Anul ăsta nu mergem cu avionul. Mergeți anul ăsta mergem cu mașina, uh-huh. Pentru că a vrut fata să mai vizităm. Poate ajungem și mai sus de Alania. Vezi că e drumul și tare lung. Poftiți? Vezi că e drumul tare lung până acolo. Da, știu. Nu-i problema asta. Am făcut o rezervare la Ekşehir. Ok. Da? Uh-huh. Când ne ducem, iar la întors am făcut rezervare la Çanakkale. Am înțeles. Da. Dacă te opreai în Istanbul, știam noi o cărciumeară. Deci în Istanbulul fac din 1991. Deci știu pe deasupra. Bravo. Da. Deci bravo, cred că am cumpărat și eu niște bluși de la tine. Da. Vacanță bună, prietene. Asta e cu... Asta e. Mă rog, nu simțeam nevoia să... Da, poate ți era dor, nu știu. Așa. Salutare, băieți. Eu merg în Potos, 600 de euro, 6 nopți. Marius Craiova. Potos. Potos, Grecia. 100 de euro pe noapte. Sorin, bună dimineața. Ok. Bună dimineața, băieți. Salut. Am vrea să mergem la Mamaia, n-am fost de vreo 20 de ani. Mamă, ați economisit 20 de ani să mergeți la Mamaia. Da, frunte, un pic ne temem că dacă ne întâlnim cu vreun țiței și nu știu, putem să-l mângâiem, nu mușcă. Țițeie. E un țițeu, doi țiței. Da. Deci, nu, dar totuși cred că mergem la Bergen. După ce... Bergen. După în Norvegia? Bergen, Norvegia? Da, Norvegia, pe fiorduri. Ne sunt din România sau ne sunt din Norvegia? Se sunt din Oradea. Din Oradea, mamă, și vă în Bergen. E mai aproape de Bergen. Da, adevărul că... Că am auzit că... Economisești două zile. Da, nu sunt în țară acolo. Cum ajungeți, domnule, în Bergen? Nu. Luăm avionul din Budapesta. E mai ieftin și... Bergen. Din Bergen până în... De la aeroport până în Bergen... E tramvaiul ăla ușor. De fapt, un tren ușor, un fel de... Nu, tramvai, practic... făcut pe sub patru fiorduri într-un an de norvegieni. Într-un an au construit acea linie. Să vă luați sandwich-uri, că am auzit că e vreo 100 de lei o pizza proastă. Da. Am mai fost odată și vrem să revedem. Bine, mulțumim tare excepțională mult. Bună de regim, Norvegia. Tare. Am înțeles că dacă vrei să slăbești, te duci în Norvegia. Și nu mai mănânci nimic. Deci scump în toate țările alea, începând din Danemarca încolo, frate. Este știi că foarte mulți bani n-au ce face cu ei. Da. Salariile sunt salut, foarte mari. Salut, băieți, la bulgari, anul ăsta la același hotel care merg de 3 ani. E super, super curățenie, 4 stele, ultra all inclusiv. Mâncare bună, băutură bună, la români, jale, mizerie și altele. Din salut. Păcate... Nu, Geo, Piatra Neamț. Geo, după 3 ani în Bulgaria, la același hotel, poți să te și angajezi acolo. Nu e ok să generalizăm. Și bine, la noi, că nu e peste tot chiar dezastru, cum nici în Bulgaria nu e peste tot, nu umblă câinii cu covrigi în coadă. Și acolo sunt hoteluri slabe. Eu am stat de câteva ori în Bulgaria. La servicii stau mai bine. Și la mare, și am făcut escala, să râzi, în Sofia, întorcându-mă din Grecia, pur și simplu, azi, de ce nu? Și am fost de fiecare dată mulțumit. Nu dat pe spate, dar mulțumit. Da. Dan, mai avem câteva secunde. Bună dimineața! Bună dimineața! Ca și anul trecut, o să mergem cu mașina în Muntenegru. Anul trecut am descoperit Muntenegru. Foarte frumos și ieftin. Așa este. Anul ieftin trecut aici... am plătit 1200 de lei pentru 8 nopți. Ok. Da. Super ieftin și au moneda euro. Da, au moneda euro. Muntenegru. Da. Și mergeți cu mașina pe canion. Da, mergem cu mașina. Serbia, poftim? Pe canion, pe marginea canionului. Serbia. Din Serbia, Muntenegru. Da. Nu știu dacă au făcut autostrada aia, dar se poate merge... Este. Și tot lucrează la ea. Pe marginea... Este cel mai adânc canion din Europa acolo și sunt niște peisaje absolut spectaculoase, formidabile. Deci, până acum, cea mai ieftină destinație, Muntenegru.
Așa pare, da. Cea mai bună destinație este să stai acasă, da, și să te odihnești și să dormi. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.